doar la terasa Crama Regun. Mobilă din lemn masiv la comandă, dormitoare, bucătării, living-uri, terase, uște interior, la orice dimensiune, culoare și esență a lemnului. Realizează modele după idei proprii în stilul dumneavoastră, cu designeri în funcție de tendințele actuale și cerințele pieții. Mobilă antică din stejar, cu o vechime de aproximativ 100 de ani, lucrată manual. Vitrine realizate din vitralii lipite cu plumb. Reghin, Bulevardul Unirii, bloc 17, scara 3. Mobila Style. Mobila stilului tău. Sărbătorești ceva sau poate doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri de casă, torturi de nuntă, botez și torturi pentru aniversări. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 5 locații din Reghin. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Bandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Eleganță deosebită, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazul, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română.
ascultă în fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, o nouă ediție Reghinul în direct pentru dumneavoastră, noua medicină, un subiect extrem de incitant, de interesant, invitatul meu, domnul inginer Romeo Bărbuș. Romeo, mulțumesc că ai poposit din nou în studioul nostru. Și mă bucur că mă aflu din nou aici în studio. Bun, așa, mulțumesc. Deci și cei care ne ascultă pe Radio Galaxia, atenție mărită. Voi începe puțin așa să arăt cât de documentat sunt, cu ajutorul lui Romeo și normal. Trei citate care sună extrem de interesant. Sănătatea nu este prețuită până când nu apare boala. A scris Thomas Fuller. Al doilea citat. Ai grijă când citești cărți pentru sănătate. Poți muri din cauza unei greșeli de tipar. Simțiți așa nuanța de gluma lui Mark Twain. Și cea de-a treia, nu trebuie să vizităm un spital de nebuni pentru a vedea minți bolnave. Planeta noastră este un spital de nebuni al universului. Johann Wolfgang von Goethe. Așadar, trei oameni mari, mari de tot, personalități extrem de importante, care fiecare spune câte ceva despre această medicină, nouă medicină. Romeo, te rog, ai legătura. Mulțumesc. Eu am stat să mă gândesc un pic la titlul acestei emisiuni. De ce? Pentru că mi-am dat seama că problema medicinei în țara noastră e într-adevăr mare. Deci, în sensul că deci odată nu mai avem încredere în medicii noștri, medicii de familie, și după aceea apelăm la tot felul de... Și nici în specialiști nu prea. Acum, exact, la modul exact, cinstit așa, da. Că... Într-adevăr, te duci... în loc să previi, de fapt, pentru că așa ar trebui, până la urmă încerci să găsești niște soluții de moment, astfel încât să treci peste o anumită perioadă, perioada dificilă. Dar există terapii, cel puțin în ultimul timp au apărut și de aia vreau să vorbesc despre trei terapii, despre terapia Bowen, despre terapia craniosacrală și noua medicină germană. Aceste tipuri de terapie au apărut de curând, deci cam în secolul acesta, secolul de fapt, secolul trecut, secolul 20, și au niște rezultate extrem de bune. Și numai că chiar asta vreau la un moment dat să te întreb, dacă ar fi să apelez la un astfel de terapeut, cum, având în vedere că nu știm mare lucru despre terapia respectivă, și cred că asta este marea problemă acestor terapii. Faptul că nu sunt cunoscute, nu sunt promovate, și chiar în momentul în care, să zicem, te duci, a apărut un terapeut în oraș la noi, să zicem, da, și te duci la el, mai auzi că celălalt s-a simțit bine după. Deci e nevoie de o anumită doză de încredere pentru a apela la un astfel de terapeut care practică, să zicem, o terapie pe care nu o înțelegi în primă fază, dar care îți face bine. Asta e lucru important. Eu cel puțin mă gândesc la următorul fapt. Omul încearcă să apeleze la terapii alternative, să zicem, față, exact, de medicina tradițională, clasică, în primul rând pentru că e nemulțumit de rezultatele pe care le are până în acel moment. 2. Nu mai are încredere în acele rezultate, și 3. Este speriat pentru că acele rezultate sunt foarte grave apropo de starea lui de sănătate, și atunci încearcă, poate asta mă arată, poate nu e chiar așa, poate, și atunci încerc să mergi spre altceva. Eu cred că da, dacă ar exista ceva alternativ, Doamne ferește să ai nevoie, dar chiar dacă nu ai avea nevoie, doar pentru a
a încerca să vezi ce e cu tine, cu corpul ăsta tău, cred că ar fi interesant de... Da, dar nu știu câți dintre oameni ar suporta adevărul care l-ar afla. Aici ai dreptate. Omul încearcă să se îmbete cu apă rece. Exact. Nu am altă expresie la îndemână acum și lasă mai bine să nu știu. Cred că asta e valabil la fel ca și cu analizele, da? Exact. Nu merg la analize, că cine știe ce găsesc. Asta că e bine și mă amăgesc mai departe. Și, într-adevăr, foarte multe din acele boli care sunt foarte grave și care duc la deces, eu cred că nu pot apare. Deci cancer, ciroză, indiferent ce, nu sunt specializat, nu cred că poate apare. Se manifestă în timp. Ori dacă tu nu faci nimic... Da. Nici analize, nici nimic. Doar că lasă să nu găsesc și atunci, n-am mai avut ce să-i fac. Ar merita să previi. Deci, da, practic, să existe un program, să zicem, la nivel local în primă fază și poate după aceea la nivel național, în care să existe posibilitatea de a face un examen invaziv, de fapt, prin, să zicem, aparate, aș putea să dau un exemplu, a unui tip rus care îl cheamă Constantin Korotkov. El a făcut un aparat care scanează aura sau câmpul energetic al omului și în funcție de chestia asta poate să spună ce fel de boli ai și inclusiv poate să depisteze cu câteva luni înainte, de exemplu, o formă de cancer. Un astfel de aparat, de exemplu, costă în jur de 6.000 de euro. Nu ar fi o sumă prea mare, să zicem, pentru chiar Reghin. O comunitate, da. Pentru o comunitate, da? Reghin are 36.000 de locuitori, câte un euro de fiecare sau poate mai puțin. Atunci am putea să cumpărăm unul, două aparate de genul acesta și nu durează mult. Deci, practic, este un... E o cutie în care îți bagi, să zicem, un deget, el îți scanează acea aură și există un program care îți, cum să zic, îți explică tot și îți face diagnoza. Diagnoza ta. Da. Extrem de interesant. Da, da. Și se poate căuta pe internet. Deci Korotkov, Constantin Korotkov cu capa. Ok, deci Constantin Korotkov cu capa. Încercați și s-ar putea să descoperiți ceea ce spunea și Romeo, lucruri inedite, da, într-adevăr, și care poate la un moment dat ajung și la noi. La noi, faptic, aici, la noi. Da? Pentru că știm că rușii au experiență pe partea asta. Fotografia Kirlian, de fapt, cea care pune în evidență biocâmpul, a fost dezvoltată în Rusia. De fapt, pe asta se bazează și acest aparat. Și chiar și în țară la noi există Florin Ioan Dumitrescu în București, la Institutul de Cercetări Electronice, care a dezvoltat anumite tehnici de punere în evidență acestor biocâmp, tehnici electronografice. Și deci suntem pionieri și aici, dar păcat că nu se mai aude nimic despre cercetările acestor oameni. Nu se aude, știi, acum să fac eu o paranteză aceea care nu-mi place, dar iarăși suntem în criză, adică lucrurile care benefice pentru noi ne ocupăm cu totul și cu totul de altceva, da. Bun. Bun, să vorbim un pic despre terapia Bowen. Da. Terapia Bowen a apărut până anii 50, descoperită de Thomas Ambrose Bowen din statul Victoria din Australia. El a lucrat la o fabrică și în timpul liber trata persoane. A tratat până acum cam în jur de 13.000 de pacienți și practic pe ce se bazează această terapie? E o terapie profundă, în sensul că folosește energiile organismului de autovindecare. Adică faptul că orice organism are un anumit sistem de practic de resetare sau de absolut, e clar. Și singura problemă este că acest sistem nu funcționează totdeauna la parametrii maxim. Și atunci e bine să apelăm la... Adică există niște puncte și în partea și medicina chineză la fel. Există niște puncte care echilibrează sistemul energetic al corpului. No, se pare că terapia Bowen exact chestia asta face. Adică
Ce, practic, ce face această terapie? Face ca să se realinieze deplasările osoase, dar nu prin chiropractică. Efectiv, prin apăsarea pe anumite puncte și, practic, organismul face singur restul. Aha, deci îi dai un impuls, practic, exact, organismului impuls, și el lucrează singur. Ca și cum ai apăsat pe niște butoane și organismul este extrem de complex și el știe mai departe ce trebuie și să facă. Și răspunde. Da. Răspunde. O terapie de genul ăsta durează cam 40-60 de minute și sunt cazuri când chiar de la prima ședință se obțin rezultate excepționale. Se, de exemplu, poți să elimini tensiunile musculare, poți să restabilești meridianele energetice, poți să echilibrezi psihic. Deși, practic, nu faci un masaj, da? Da, este, de fapt, o apăsare doar, nu e un masaj, este doar o apăsare după care lași organismul să lucreze. Și, da, și durează mai multe ședințe. Sunt foarte mulți specialiști în... În peste 30 de țări sunt astfel de specialiști, 80 de instructori acreditați, 18 filiale în Academia Bowen din Australia. Deci, practic și la noi în țară există cursuri la București și la Cluj care se fac și există chiar și în Reghin. Am întâlnit câțiva specialiști, nu dau nume. Da, da, foarte bine, da. Am așa, care într-adevăr sunt persoane deosebite și care au rezultate. Deci, extrem de interesant. În România, noi suntem așa mai... toate. Mai avem și o experiență neplăcută. E adevărat, am avut cazuri și probabil de aceea. Dar această terapie Bowen este la nivel mondial recunoscută. Deci trebuie să spunem neapărat acest lucru. E recunoscută la nivel mondial și faptul că în România își face mai greu drum e doar o chestie de timp să se alinieze la îndemâna fiecăruia, practic. Da. Ce-mi plac la aceste terapii, de fapt, e faptul că se apelează, de fapt, la resursele interne ale organismului, pentru că încă nu știm, cel puțin noi, da, occidentalii, încă nu știm ce resurse inepuizabile are organismul. Și totul, absolut totul, se bazează pe modul de gândire. Statistic s-a observat că bolnavii care sunt optimiști se însănătoșesc mai repede decât pesimiștii. Deci contează foarte mult tonusul psihic pe care îl ai, pentru că altfel ai, de fapt, lupți cu, să zicem, cu o boală pe care o ai și pe care, să zicem, că destul de gravă, decât dacă ești pesimist și pici, nu mai. Absolut. Se pare că nivelul de refacere sau viteza de refacere a organismului este mult mai mare la... Decât știm noi. Exact. Practic. La momentul în care ai încredere, în primul rând, în aceste, să zicem, în aceste terapii și faptul că poți să... Să fii optimist în sensul da, ăsta. În sensul acesta. Bun. Extrem de interesant. Deci a fost o introducere în noua medicină. A fost descrierea acestei terapii Bowen, care, iată, numai doar așa două minute înainte de pauză, Academia de Terapie Bowen din Australia. Deci există o academie. Deci vă dați seama că nu e o poveste, îți ia banul și a plecat mai departe. Deci dacă australienii au înființat o academie, bănuiesc că trebuie să fie un lucru serios. Și în atâtea țări, peste 30 de țări, instructori acreditați, e clar că nu este o glumă. Și faptul că a apărut în anii 50. Deci da, sunt deja cât? 60 de ani. 60 de ani atât deja de când. Deci da. Și totuși există o academie. Deci asta înseamnă că există rezultate. Există seriozitate și există rezultate. Bun. O scurtă pauză după care revenim. Mai avem alte terapii pe care Romeo ni le va aduce în fața ochilor și, bineînțeles, vom vorbi pe larg despre acestea. Pauză și revenim.
2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? School TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Am revenit, Reghinul în direct aici la Darin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, noua medicină, invitatul meu, domnul inginer Romeo Bărbuș. Am vorbit în prima parte așa o introducere foarte drăguță și apoi despre terapia Bowen. Extrem de interesantă, de prin anii 50, iată că a ajuns și la noi, o adevărat, o academie deja există în această terapie Bowen, deci putem să ne aplicăm și noi atenția asupra ei. Dar mergem mai departe. O să vorbesc un pic, da, mai câteva cuvinte despre terapia craniosacrală. De fapt, ce înseamnă asta? Este probabil cea mai eficient tratament disponibil care, în combinație cu eliberarea somato-emoțională și cu imaginația și dialogul terapeutic, duc la rezultate incredibile. Este o metodă blândă, modul de... de lucru. Atingere, da. E ca o monedă de 5 bani. Deci nu trebuie... Deci când auzi de masaj craniosacral sau terapia craniosacrală, te gândești că pune mâna prinde și... strâng. Nu. Deci, practic, sunt niște puncte tot așa care se apasă și care, de fapt, eliberează anumite tipuri de energii care echilibrează organismul. Și are rezultate în foarte multe tipuri de boli. O să amintesc câteva. Da, te rog. În migrene, dureri de cap, dureri cronice de gât și spate, autism. Asta iar e foarte extrem important. De tare, da? Da. De scolioză, probleme ortopedice, depresie, oboseală cronică, probleme legate de stres și tensiuni nervoase, stres post-traumatic, disfuncții post-chirurgicale. Oricine poate beneficia de această terapie, de la grupele de vârstă a nou-născut și până la vârsta a treia, deci nu există risc efecte secundare și tot așa, o ședință durează cam în jur de 45-60 de minute și se bazează din nou pe aceleași energii ale organismului de a se autoregla. Dar depinde pe ce anume apeși. Exact, pentru că exact. Aici nu oricine este un foarte bun specialist în terapii craniosacrale. Deci, practic, se merge pe
cap, după aceea pe coloană, până în zona sacrală. Și se merge pe fiecare punct în parte, pentru că fiecare vertebră este responsabilă de un anumit tip de boală. Dacă este cumva deplasată, ea favorizează apariția unui anumit tip de boală. Am astea, dar nu le dau acum. Da, am înțeles, da. Așa, și când, să zicem că ai în față, din nou spun, un terapeut de terapie craniosacrală, oare te-ai dat pe mâna lui? Da, da, eu cel puțin ca și răspuns, sunt fricos din fire, dar m-aș da. De ce? Pentru că, în primul rând, să spun, lucrurile acestea noi nu trebuie să... Noi suntem pesimiști din start. Haideți să așa în câteva cuvinte. În momentul când auzim de ceva nou, cine știe de ce, câștigă bani de pe urma mea, cine știe ce dorește, sunt povești, deci nu avem încredere în ceea ce... Nu-i dăm nicio șansă celui care vine în fața noastră de a ne explica, e o prostie, nu merge mai departe. Nu, trebuie să fim deschiși. Da, aș încerca. Bun, eu cel puțin da. Și cred că nu trebuie neglijate aceste noi terapii. Da, așa este. Bine. Noi, cealaltă era bun din anii 50, deci foarte da, nou. Pentru da, noi sunt pentru noi. Pentru noi sunt noi, sigur da, că da. Sunt noutăți, de fapt, pentru că foarte greu pătrund aceste terapii la noi. Și aș vrea să vorbesc acum despre noua medicină germană. Asta e Da, deci aici dă seriozitate. Deci e punctul deci care îți place, te rog frumos, te simți în apele tale. Îmi place în mediul pentru tău, că am și făcut un curs de noua medicină germană cu un psihoterapeut de la București și este foarte greu și foarte... conceptele care se dezvoltă dezvoltă această nouă medicină germană, o să vedeți că e greu de acceptat, dar în momentul în care le înțelegi, și de fapt asta este cheia, practic doctorul Reich Hammer în anii 70 a pus bazele acestei noi terapii, că este o terapie până la urmă, noua medicină germană, de aici se zice. Da. Practic este o legătură între medicina alopată și medicina alternativă, cea pe care o folosesc șamanii și așa mai departe. Da. Deci, practic, le vorbim despre terapii alternative acolo, deci cele dezvoltate în China sau Japonia. Da. Dar asta mă bucură, că așteptam acest lucru. În momentul în care am aflat de această terapie, eu citisem și alte cărți vis-a-vis de aceste lucruri, faptul că mintea și modul cum gândim ne influențează starea noastră de sănătate. E normal. Și există cauze spirituale ale boilor. Reich Hammer exact chestia asta a demonstrat și chiar a reușit, doar discutând cu pacienți, să rezolve 31.000 de cazuri. Este enorm. Incredibil. Eu zic că este enorm. Da. Cum? Vorbind cu ei, participând împreună, pentru că, de fapt, asta este cheia terapiei. Mai întâi îi explici pacientului ce probleme are, de unde vine cauza și după aceea, împreună cu el, mergi pe un drum de însănătoșire. Și asta este extraordinar pentru pacient și pentru medic în același timp, pentru terapeut. Pentru că sunt convins, în momentul în care reușești să ai atâtea cazuri de persoane care s-au vindecat, tu, în primul rând, ești liniștit, pentru că cred că te apropii cu fiecare caz, te apropii mai mult de Dumnezeu. Eu zic. Foarte frumos ai zis, da. De ce? Când văd, de exemplu, bine, poate n-ar trebui să vorbesc asta, când te duci la un medic și vezi că, ce te doare, bun, ia niște pastile aici și du-te, pleacă. Dar în momentul în care vezi că terapeutul vine cu tine, vine lângă tine, te înțelege, îți explică și merge mai departe și chiar reușești să rezolvi problema și se vede clar, 31.000 de cazuri nu sunt... Da. E mare lucru și o să discutăm acum, fapt, istoria lui.
Deci, Reichhammer, un cercetător, un șef al clinicii de oncologie din München, a avut niște probleme. În primul rând, fiul lui a murit, Dirk Hammer, da, la 19 ani, împușcat mortal. La câteva luni de zile a murit soția lui de cancer și a făcut și el cancer la testicule. Și atunci, fiind în domeniul oncologic, și-a pus niște întrebări. Și a reușit să descopere faptul că, discutând de fapt și cu pacienții, că fiecare pacient care avea cancer a avut un șoc emoțional puternic cu câteva luni, chiar ani înainte de a face acest cancer. Acest șoc l-a numit după fiul său, Dirk Hammer Syndrome, adică DHS, sindromul Dirk Hammer. Da. Practic, ce spune Hammer? Că în momentul în care ai, să zicem, un șoc emoțional, ți-a murit o persoană sau chiar te-ai certat cu o persoană foarte dragă, dacă persistă acest șoc și nu îl conștientizezi și atunci îți dai seama că trebuie să treci peste acest moment pentru că n-ai ce să faci mai departe. Dacă nu treci peste acest moment, atunci ai toate șansele să faci cancer la organul respectiv. De ce? Se pare că fiecare șoc emoțional de genul ăsta are un corespondent în creier și acest corespondent, acest loc de fapt în creier, generează niște unde care în timp îmbolnăvește un anumit tip de organ. Incredibil. El are, a pus niște reguli, a descoperit de fapt niște reguli de fier al cancerului și aș vrea să le citesc. Da, bun, dar Romeo, da, pentru că sunt lucruri foarte importante și nu vreau ca să le întrerupem și apoi iarăși să revenim, haideți să luăm încă o scurtă pauză, după te care rog să începem chiar cu acestea, da? Da? Și să mergem mai departe, pentru că într-adevăr sunt lucruri care pot părea, nu, sunt chiar lucruri reale, iată, întâmplate, sunt specialiști și ar trebui puțin să dăm deoparte automulțumirea aceea și să nu, modul acela de a privi lucrurile, lasă-mi mie, îmi spui, dar eu știu, nu știi, nu știm și ar trebui totuși să mai studiem, pentru că toată lumea cunoaște, învățăm toată viața și murim așa cum știm cu toții. Bun, pauză și revenim. Da, asta e chestia, un șoc emoțional, știi? Și să știi că de multe ori... uite! Da. Dă o notă de 5-6. Da. 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 Și mai ești la acuma. Ce? Echipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ar-
Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Am revenit, ultima parte a emisiunii Reginul în direct aici la Dareghin TV și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia, noua medicină, domnul inginer Romeo Bărbuș și lucruri extrem de importante, de aceea nu am vrut să le separăm, ci să meargă povestea în continuare. Te rog, Romeo. Deci am vorbit înainte de pauză de regula de fier a cancerului, care zice așa: fiecare cancer sau altă afecțiune gravă are drept cauză un conflict care generează un șoc emoțional, numit DHS, după sindromul Dirkhammer, care îmbolnăvește omul mai întâi la nivel mental, când apar dereglări în creier, iar în final boala se răsfrânge asupra unui organ. Apoi, tipul conflictului care a generat șocul emoțional determină zona în care apar vibrații anormale în creier, zona de pe creier în care apar aceste inele concentrice determină organul în care va apărea boala. Și după aceea, cu cât durează mai mult conflictul, cu atât se îmbolnăvește mai rău organul corespunzător acestui tip de conflict. Adică, să luăm de exemplu, un exemplu. Da. Reichhammer a observat că atât la animale cât și la oameni se întâmplă același lucru. Și a observat, de exemplu, o căprioară care și-a pierdut puiul și la scurt timp a făcut un cancer la sân. După ce și-a pierdut puiul și s-a împerecheat, cancerul nu mai apare sau, dacă a apărut, se vindecă în general și se calcifiază, devenind inofensiv. Incredibil, da. Da. De ce? Pentru că prin nașterea altui pui se rezolvă acest conflict emoțional apărut la nivel inconștient când a pierdut primul pui. Da. De fapt, asta este o lege a naturii, nescrisă. Este ca un fel de virus. E un program. Și în momentul în care înțelegem cum funcționează acest program, ne putem da seama și cum putem să rezolvăm acest conflict și aceste cauze. De exemplu, o femeie care pierde un copil este predispusă în următorul an să facă cancer la sân. Dar, făcând al copil același lucru, poate să se atașeze de un animal sau un om, are acea sentiment pe care l-avea pentru primul copil. Deci poate să treacă mai ușor peste acest șoc emoțional. Exact. De exemplu, alte exemple. O femeie care află că soțul o înșeală cu o femeie mai tânără va avea parte de un conflict de inferioritate generat de o stare de inutilitate sexuală. Sau un bărbat care a fost părăsit de soție va putea trece în faza de autovindecare numai după ce se va împăca cu aceasta sau va avea altă femeie cu care să facă sex, de exemplu. Da. Există două faze la noua medicină. Există faza de îmbolnăvire și faza de autovindecare, în care conflictul se rezolvă. Aș vrea să vorbesc un pic despre legătura dintre organe și conflictele emoționale. De ce? Pentru că putem da seama fiecare unde sunt problemele. Să le gândim un pic. Și aici avem, de exemplu, la colon, conflict peste care nu putem trece, la oase, lipsa stimei de sine, inferioritate. Se pare că multă lume are probleme cu oasele. Și are, e adevărat. Da. De exemplu, uterul, sentiment de inferioritate sexuală, plămânii, frică puternică față de altă persoană, pancreas, conflict cu membrii familiei. De ce? Vedeți că sunt mulți care au probleme cu diabet. Se pare că asta este. Rectul, frica de a fi nefolositor, gura, nu poți mesteca o problemă, o situație, căile respiratorii,
conflict teritorial nesigur în privința casei. Inima, frustrare legată de copii. Ficat. Ficatul este stres de a rămâne fără mâncare, bani pentru a procura mâncare sau simți viața în pericol. Principiile pentru vindecare la toate aceste tipuri de... În primul rând, pacientul devine stăpânul absolut al tratamentului. E 100% responsabil pentru condiția lui și nu-și pune speranțele nimeni mai mult decât el însuși. Deci, practic, începe să aibă încredere în el. În el, absolut. După aceea, pacientul va lucra la înțelegerea cauzei care a provocat conflictul și implicit boala. Iar apoi, în final, împreună cu doctorul, va crea un plan eficient de rezolvare a conflictului, atât mental cât și practic. Pentru că poți să vă apelezi, de exemplu, la niște terapii naturale, cu plante, cu chiar și celelalte terapii de care am discutat și împreună poate să ducă la rezolvarea acestor probleme. Știi, Romeo, înainte de a merge mai departe, eu mă amintesc doar de un lucru de care lumea se teme și se teme acum pensionarii. De obicei, când se apropie omul de vârsta de pensie, domnule, mă pensionez, mă voi îmbolnăvi, că n-o să am ce să fac, că nu, și atunci el deja, dinainte de a ieși la pensie, deja își pune problema, domnule, eu să, un gând se va îmbolnăvi. Exact. Îmi pare rău, probabil și faptul că vârsta, e clar, e vârsta a treia, sunt ani, dar probabil că multe din bolile pe care vârsta a treia le presupune astăzi, la noi, cel puțin vorbim despre noi, societatea noastră, în România, da? Au cauze în timp, pentru că te-ai gândit, nu am ce să fac, te simți inutil, nu te... Cred că asta e și lipsa de a face ceva util. Deci eu cred că făcând ceva util și în momentul în care ești la pensie, să ai o activitate cât de cât și cam acolo se vede pensionarii care totuși mai fac. Nu mă refer la a munci în continuare ceva, simplu o activitate. O grădină sau chiar și o chestie lucrativă. Am văzut persoane care pe internet găsind truse de fac mărgeluțe, fac tot felul de lucruri care până la urmă îți ocupă mintea și îți dau o preocupare astfel încât poți să treci mai departe și să înțelegi, să poți să trăiești liniștit viața pe care o mai ai. Știi că mai există o vorbă, noi, de ce sunt așa stresați românii? Pentru că românii lucrează și se agită pentru a fi liniștit ceilalți pentru care muncim noi. Mi s-a părut că pe undeva are dreptate. Adică eu mă întrebam, de ce cu cât mergi mai spre vest e mai multă liniște? Te duci. Da. Bă, e liniște, da? Bă, nu știu, mă iau încolo, unguri, austrieci încolo. Mă, sunt mai liniștiți puțin. Nemții, liniștiți. Deci din ce în ce mai liniștiți. De ce? Pentru că există cine să se agite. Există cine să se consume, adică noi. Noi. Îmi pare rău de faptul că dacă oamenii ar fi un pic mai deschiși, bine, recunosc, nu este timp. Vedeți că timpul se accelerează parcă față de anii trecuți sau acum. Nu ne ajunge. Efectiv, nu ai timp să mai faci absolut nimic. Ba, dacă mai vrei să mai faci și ceva în plus, de exemplu, să studiezi, să zicem, un anumit tip de terapie sau chiar să citești o carte despre astfel de lucruri. Nu ai. Nu ai timp. Nu se reduce totul. Nu știu, haideți să o luăm așa. Prefer, de exemplu, să mergi la o cârciumă, să bei o bere cu prietenii Romeo, nu vine totul de la... Acum nu vreau să spun neapărat nivelul de trai, dar totuși mă gândesc la dacă eu pot să-mi permit eu să asigur familiei mele bunăstare. Da. Bunăstare, da? Să zicem așa, de nivel mediu. Netrebuind să muncesc și în al doilea și în al treilea loc, crezi că atunci nu aș avea timp pentru a face? Cred că e legat și de chestia asta, da? Adică dacă reușești în cele 24 de ore, ca într-adevăr să ai muncă, timp liber, odihnă, într-adevăr, așa, în care timp liber să poți opta pentru ceea ce spui tu, da, nu am fi mai liniștiți. Adică liniștea cred că ar veni și de acolo, să ai și timp pentru tine, să faci ceva. Eu cred că foarte multe probleme pe care le avem acum sunt artificial gândite în mintea noastră
și ajutate și întreținute, de fapt, de condițiile exterioare. Deci dacă am fi un pic mai, să zicem, mai conștienți de ceea ce este important în viața noastră, am putea trece mult mai ușor peste aceste momente și am putea să înțelegem mult mai bine spre ce ne îndreptăm. Și apropo că discutam în pauză despre chestia asta, foarte mulți oameni încearcă să-și facă, fiind frustrați de locul și modul în care lucrează, încearcă să-și facă dreptate făcând la un moment dat, singur să-și facă dreptate, făcând la un moment dat păcate. De exemplu, logic, o chestie simplă. Te duci undeva și, de exemplu, ieși la o fabrică și furi niște șuruburi sau furi așa, gândind că, de fapt, tu îți faci dreptate că și așa patronul te... Da, nu te plătește destul, nu faci destul. Exact. Dar în momentul în care tu ai luat aceste lucruri, de fapt, tu ai furat. Tu zici că ți-ai făcut dreptate. Da, dar nu se poate. Adică trebuie un pic să te... cum să zic, să gândești lucrurile astea, și aici vine partea ortodoxă, ortodoxia, care îți spune de fapt că toate aceste lucruri pe care tu le faci gândind că îți faci dreptate sunt păcate. Și aceste păcate, la un moment dat, în mintea omului se adună și în sufletul omului. Pentru că, și aici o să... e, de exemplu, acel test cu adevărul. Da? Da. Deci, testul. Nu te-ai întrebat vreodată pe ce principiu se bazează? Sincer, da, m-am întrebat. Și nu ți-ai dat explicație. Nu ți-ai dat explicație. Se pare că omul are adevărul în el însuși. În momentul în care minți, tot terapeutul de la București ne-a arătat, el zice așa, punea mâna pe cineva și întreba punea câteva întrebări. În momentul în care acele răspunsuri nu erau adevărate, percepea o mică vibrație în mușchi și atunci aș dădea seama de fapt că este o minciună. Chiar dacă omul era convins că spune adevărul. Și era deci pe ceva asemănător se bazează și detectorul. Acolo este o chestie de rezistență electrică, dar se pare că pe asta se bazează. Adică faptul că noi în interiorul nostru știm adevărul și știm că facem rău, dar facem rău cu bună știință. Cam asta este ideea. Cam asta este ideea. Dar tot păcat rămâne. Aici e dreptate. Uite, dar vreau să vă spun apropo de... Deci, nu toate lucrurile sunt așa pavate, da? Da. Deci, acest Dr. Hammer a avut extrem de mult de suferit, pentru că foarte greu, adică să nu credeți că s-au acceptat lucrurile care deranjează, nu întotdeauna, și după cum știm, nimic de la naștere, nu, fără efort, fără durere, nu se poate, bun, și fără ca cineva să sufere, până la urmă se iasă adevărul la iveală. I-a fost retrasă licența, a fost foarte mult, pus sub urmărire, închis. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri înseamnă că el a avut dreptate. Exact, dacă cineva a fost așa de mult deranjat de ceea ce spunea el și făcea, iar în vremurile de restriște pentru el, a scris o carte despre noua medicină, care, atenție, este vândută în toată lumea, dar încă nu e disponibilă în limba română. Da. Ca să vedeți. La noi există și dacă Hammer avea dreptate, medicina cu sus în jos. Există pe internet, se poate cumpăra. Bun, deci apropo de cât de mult înseamnă descoperirile acestea noi, nu întotdeauna le acceptăm cu zâmbetul pe buze, pentru că da, sunt tot felul de interese, dă peste cap o teorie de mii de ani probabil, sau eu știu, felul în care ne-am obișnuit, dar dacă e bun și adevărat, mai ales dacă acele teorii conțin adevăr, în cele din urmă, ca și uleiul, vor ieși la suprafață. Ca și specialist în noua medicină germană, amintesc Crina Vereș, un medic de la Cluj, și care a obținut rezultate extraordinare și are conferințe
și în București, și în Iași, deci în toate orașele mari din țara. Din România. Da. Bun. Romeo, din păcate timpul, uite, a zburat așa. Ne apropiem de final. Îți mulțumesc mult pentru noutățile pe care le-ai adus. Pentru că da, e ok, sunt lucruri care sunt extrem de utile. Iată, măcar să ne punem așa o mică întrebare. Dom'le, oare, bun, există. Oare s-ar putea aplica? E, haideți să încercăm. Să vedem dacă e spre ajutorul nostru, de ce nu, la urma urmei. Bun, ok. Mulțumesc mult de tot pentru participare. Și... dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit. Sper cu atenție aici la Daring TV pe sticlă și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Reginul în direct. Numai bine! Vedeți astăzi la Jurnal. Membrii Consiliului Local Reghin sunt convocați luni 23 iunie la ora 15 în ședință ordinară. Administrația locală a municipiului Reghin a definitivat programul manifestărilor prilejuite de zilele orașului. Elevii claselor 5-11 ai Liceului Tehnologic Petru Maior au avut festivitatea de absolvire. În prima parte a anului 2014, procentul pensionarilor în județul Mureș este mai mic cu 1,4%. În iulie va fi deschisă grădinița cu program prelungit numărul 2 pentru toți copiii de vârstă preșcolară din oraș. Pentru a evita neplăcerile, polițiștii reghineni vin cu sfaturi la început de vacanță. Despre toate acestea aflați imediat la Jurnal de Reghin. Nu ratați promoțiile Evora Center. Hotel restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghine. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean.